Acest apetisant pui proaspăt ieșit din cuptor are în spate o poveste care implică munca, grija și atenția a peste 2000 de oameni într-un proces complex de producție pentru a obține carnea de pui Cocorico cu cel mai înalt grad de calitate și biosecuritate. Pentru a înțelege cât de importantă este creșterea puiilor sănătoși, astăzi vom afla cum se fabrică hrana acestora. Principalele ingrediente folosite în prepararea hranei sunt grâul, porumbul, soia și uleiul nerafinat de floarea soarelui. Totul începe cu sosirea mașinilor cu cereale la fabrica de hrană pentru pui. Înainte ca transportul de cereale să fie descărcat în silozuri, laboratorul performant aflat la poarta fabricii colectează probe pe care le analizează în doar câteva minute pentru a se asigura că în fabrică intră o materie primă care respectă integral standardele de calitate. Dacă în urma verificărilor marfa este declarată conformă, mașina cu cereale este dezinfectată și direcționată către zona de descărcare în siloz. Nutriționiștii formulează rețetele de hrană computerizat, ținând cont de cerințele nutriționale specifice fiecărei etape de creștere a puiilor. Sunt astfel controlate nivelurile de proteină, de aminoacizi esențiali, uleiuri vegetale, soia, floarea soarelui și complexele de vitamine și minerale. Scopul rețetei este de a oferi energia și proteina optimă creșterii puiilor. Proteina din hrana puiilor trebuie să fie ușor digerabilă pentru a fi asimilată de organism în totalitate. De exemplu, la pui între o zi și 10 zile de viață, nivelul de proteină este situat la o valoare de 22,5-23%, asigurându-se astfel echilibrul proteină-energie. La pui între 11 zile și 28 de zile, nivelul de proteină este de 21-22%, de unde rezultă o energie crescută. La pui între 35-40 de zile, proteina scade la 18%, iar energia lor crește cu 10% față de pui între o zi și 10 zile. Puii aflați la o vârstă mai mare necesită un consum crescut de energie și un nivel mai mic de proteină, astfel încât este important să se doseze cu exactitate fiecare element. Rețeta, cantitatea de cereale și necesarul de produs finit sunt introduse în computer. Elementele necesare rețetei sunt eliberate automat din fiecare siloz sau buncăr de ingrediente. Fabrica modernă permite dozarea fiecărui microingredient cu o înaltă precizie pentru formarea granulelor de hrană. Fiecare granulă va fi sterilizată la temperaturi înalte prin pulverizarea cu aburi. Granula se răcește în echipamente speciale, apoi este dimensionată, mărunțită în funcție de rețetă. În momentul în care granula ieși din răcitor, pe linia de producție se iau probe, iar laboratorul se asigură că produsul finit rezultat respectă normele de calitate, rețeta și toate normele de biosecuritate. Hrana este încărcată în mașini și pleacă spre fermele de creștere a puiilor. Ești super când alegi sănătos! Cocorico v-a prezentat cum se fabrică hrana pentru pui în grupul ILEX.